da o recomandare, nu glumiți cu Dumnezeu. Am eu o poveste veche, le-am spus, când lucram undeva la reparații locomotive, eu mai spuneam ceva de Dumnezeu pe la colegii de servici. Unul spunea de fotbal, unul spunea că s-a îmbătat, unul spunea că a fost la film. Eu le mai spuneam ceva de pocăință. Și aveam un coleg care tot timpul râdea de mine, spunea, Dragoș, eu o să fiu șef acolo la iad, eu o să te bag pe tine în smoală. Și nu mai râdeau, nu mai puteam spune nimica. Și într-o zi am fost liber și când am venit, am văzut colegii mei toți șoșoteau între ei, băi, săracul Viorel, săracul Viorel. Eu zic, maică, dar ce s-a întâmplat? Bă, tu ieri ai fost liber. Viorel s-a suit pe o locomotivă, era o locomotivă cu aburi, ca să iei el o plăcuță de bronz, ia să o pui la el pe dulap. Era sufirul de contact. Când s-a ridicat, roi electrocutat. O lua foc și la spital.